Salutare și bine v-am regăsit la un nou clipuleț de Forza Horizon 5 pe canal. Astăzi ne aflăm la volanul unui GMC Vandura G1500 din anul 1983. Este mașina. Este o dubiță genială. Una dintre puținele dubițe pe care le avem în joc, din păcate. Mie mi-ar fi plăcut să fi avut mai multe dubițe. Nu știu ce am... ok. Am dat să se rebobineze. Nu vrem asta. Îi dăm un cancel. Așa. Dubița arată cam așa. A fost părăsită, a fost aruncată pe aici. A fost pe la fer vechi și m-am gândit eu să o iau, să o reacondiționez. Să o fac eu frumoasă. Se aude genial. În primul rând, se aude genial. Motorul ăla vechi. Aici nu avem niciun, ac care să ne arate turațiile la motor. Aici trebuie să mergi după sunet. Așa. Și să dăm o mică tură cu ea. Și după aceea o ducem și punem soft din ăla arabesc nebun de la Verico. O facem noi. Sunt cu pedala la fund acum. Merge acum, merge. Are 108, 109, 110 într-a doua. Aoleo. A treia. Cam greu la deal într-a treia. De la interior e foarte comică, simpatică. Îmi place că ai multă, multă vedere în față. Și e simpluță, na. Vă dați seama de atâta de veche. Fiind atâta de veche, nu prea vine cu cine știe ce opțiuni la interior. Vă dați seama că, uitați. Dar e frumoasă. Mi s-a părut genială. A 312. Poate prindem puțină coborâre pe aici. Aici. Sunt curios dacă... Într-a patra nu cred că... Dacă îi dau a patra nu știu ce. Clar, că îi dau a patra moare motorul. E nemai... Bă, deci îmi place la nebunie, jur, îmi vine să mă joc numai cu dubița asta. Și așa gen. Fiind așa toată în paragenă. Dar o ducem imediat și o facem ușor. O ducem imediat și o facem frumoasă. Ne ducem imediat cu ea la shop. Îi facem o ultra modificare. Mamă, la deal, greu la deal. Urca așa câte un kilometru, dar greu. Nu știu nici ce motor are, nici câți cai are, nu m-am uitat. Am proastă obișnuința asta așa la început când o cumpăr, să nu mă mai uit la specificațiile tehnice. Înainte mă uitam, le știam pe toate pe din afară. Acum nu prea mă mai uit. O cumpăr, îmi place, o cumpăr, o probez. Și cam aia e. Ne ducem aici frumos la festival. Op! Bă, mai și derapează. Ușor. Mă duc cu a întâia ușor pentru că... Aoleu. Aici putem intra? Cred că putem să intrăm, da. Încă sunt locuri pe care nu le-am explorat pe hartă de asta și nu știu dacă se poate intra sau dacă nu se poate intra. Nu știu pe ce circuit m-am băgat aici. Dar nu vreau să... Nu vreau să stau pe niciun circuit, vreau să ies afară. Op. Așa, pe aici, mergem bine. Am luat și 100 de puncte de experiență și ar văd acolo festivalul în dreapta. Mergem să ne modificăm GMC-ul, să băgăm ceva bani în el, să facem o mică investiție, să vedem dacă se merită investiția. Ala. Mamă, cu ăsta numai într-a doua trebuie să merg. Acum, după ce o să-l modific, cum o să vedem? Cum,
cum o să meargă după modificare. Ok, venim aici frumos. Îi dăm o modificare. Gata modificarea. Cam așa arată. Uitați-vă acolo ce nebun. Eu nu pot să cred că ne-am văzut. Bă, de ce e ireal. Ca mașina asta de la 123 de kW, care sunt undeva la 160 de cai, 150 ceva de cai, să ajungă la 1305 kW, care dacă îi transformăm în cai sunt undeva la 1750 de cai. Deci 1750 de cai și de la scorul 226 la 903. Mașina nu e foarte customizabilă la motor, dar ai 6 motoare de unde să alegi. Are 6 motoare. Și dacă e ultimul motor, uitați aici, un motor de 7 litri, V12 sau V8, nu mai știu exact, dar am văzut că punea 12 litri. Și nu știu, am rămas wow, uimit. Acum când o să o scoatem afară din garaj, sincer să fiu, nu știu cum o să se comporte, având și am făcut-o și 4x4, ea venea tracțiune în spate. Eu mă gândesc că dacă o lăsam tracțiune în spate era pentru a face multe ridicări din astea, dar eu m-am gândit să o fac 4x4. Și vreau să o și vopsim, dacă tot am adus-o la mecanic, o facem frumoasă. O vopsim, ia să vedem aici, să alegem noi o culoare frumoasă. O scoatem afară că nu mai am răbdare. Vreau să văd cum se simt 1700 de cai pe o dubiță, nu-mi vine să cred. Ia să vedem, ea vine în roșu, în roșu e foarte frumoasă și în roșu, galben. Ia să vedem dacă ne ducem aici la mama Hot Wheels. Ok. Vine cu culori din astea super. Mamă, ce șmechere arată culorile astea. Wow. Îmi place foarte tare culoarea asta. Și asta e frumoasă, Hot Wheels. Da, păi o lăsăm așa galbenul ăsta. O las așa galbenul ăsta, îmi place la nebunie. Ok. Capota, dacă aș putea să-i schimb culoarea, vreau să o fac de... Aici era, probabil? Da, aici era. Să o fac de carbon. Oglinzile nu ne lasă să le vopsim. Aleronul. Ăsta ne lasă să vopsim și pe ăsta. Îl facem și pe el de carbon. Bun. Jantele. Le facem de carbon. Jantele lăsate originale le-am făcut mai mari și am pus niște cauciucuri mai noi. Alea le lăsăm. Nu. Astea ar merge să le fac, dacă nu mă înșel, portocalii. Nu știu dacă o să se vadă portocaliul ăla. Oarecum. În culoare așa la jante. Geamurile nu mai are rost să le vopsesc. Îi dăm un seivoleanu și ieșim cu ea. Ieșim cu ea afară, mamă, nu vine să cred la câți cai are, vreau să o scot neapărat afară să dau o tură cu ea. GMC. Aoleu! Mamă, dacă o luăm după sunet, suna Pagani. Dacă o luăm după sunet, acum nu. Dar când o accelerez, sună Pagani. Mamă. Ouleu. Oh. Ok. Bun, deci suntem pregătiți să-i dau un top speed. O să-i dau un top speed din padele, pentru că de aici o să schimb puțin cam rău și o să-i pierd. Poate îi pierd puțin randament. Îi dăm bătaie. Și 247. Iar merge mult mai mult. 247, da? Iar merge mult mai mult, dar nu-i permite cutia. Mă duc să-i schimb cutia.
Vreau să-i schimb neapărat cutia. Mamă, cum trage într-a patra. Așa. Vreau să-i schimb cutia. Neapărat îi schimbăm cutia. Venim aici frumos. Aici nu era cutia. Așa, bun. Deci avem asta. 7 viteze, 8 viteze, 4 viteze, 10 viteze, 9 viteze. 7 cu 7, 5 cu 6, 9 cu 2, 5 cu 4, 7 cu 5. 9 viteze. Dar 9 viteze o să... Prea mult 9 viteze pentru mine. 10, 4, 8, 7... Sunt între 7 și 8. 8 viteze o să-i punem. Atât pentru 3000. Bun, aoleu, mi-a scăzut puțin acolo. Gen plecare și așa, dar n-are nimic, pentru că vreau să ia mai mult top speed. Pentru că stai accelerat acolo în blană și nu-mi place, nu vreau să se ducă puțin mai tare. Ia să vedem dacă băiatul ăsta vrea o cursă cu noi. Mamă! Acum e altceva, altceva când se duce în 300 și ceva. Ce-ar merge să-i punem și cutie cu 9 viteze? Mamă, i-am dat ceață la copilul ăla cu mașina aia de era acolo în dreapta. Și încă se mai duce, 337, mamă, nu-mi vine să cred că nu mai pot ține... nu mai pot ține pe asfalt. 338 top speed la GMC-ul ăsta. Mamă, nu-mi vine să cred. 339. Hop! Ah! Nu l-am putut evita acolo. Peste 30 acolo la coborâre. Bă, deci nu-mi vine să cred 330 la oră pe GMC-ul ăsta, pe dubița asta. Mamă, cum se simte, ești nebun la cap. Mă, doar încheieturile cât de tare am ținut de volan acolo, când zbura, când zbura mașina se ducea unde vroia ea. Vă zic că mașina e genială, cred că merge să faci și... Cred că merge să faci și... Să faci și curse cu ea. E genială și pe curse, vă zic eu. La puterea pe care o dezvoltă și... La cum trage, mai ales și fiind 4x4. Vă zic eu că e o nebunie total. Merită cumpărată. Plus că costă, nu știu, 20.000 de credite. Update-ul costă puțin mai mult. Dar mașina genială, nu vine să cred, nu mă așteptam. Nu mă așteptam la așa ceva niciodată. Și aici dacă o accelerez. Parcă aici e puțin mai... Având cauciucuri din astea de asfalt, e mult mai... E mult mai greu de controlat, pentru că fuge foarte tare. Ușor, că ne ducem în... Ducem în deșert. Opa, vrea a șasea? A șasea. Nu vrea să o ia în manșalier. A treia blană. Mama, a patra blană. Nici nu s-a simțit a patra, e ca și cum nu ar avea-o. I-am dat a patra direct pe roșu, s-o duc într-a patra. Adevărul că... Eu nu știu în realitate dacă ar rezista cutia. Cutia de viteze la câta putere, la câtă dezvoltă motorul, că ar trebui să fie o cutie ceva specială, pentru că
Eu zic că ar crăpa, nu ar rezista cutia. Pentru că dezvoltă prea mult, ia uitați. Bine că aici mă gândesc că e și din cauza acum că, derapăm foarte tare și roțele se învârt foarte, mult în, gol. Cred că de asta. Pentru că mașina dezvoltă multă putere și de asta mi se duc pe roșu, mi se duce mereu pe roșu. Și intra 5-a, și intra 4-a, și intra 6-a, cred că dacă îi dau acum tot pe, roșu. Se duce, cred că mașina dezvoltă multă putere și se învârt roțele în gol pe... Mamă! Mamă, cum s-o dus acolo pe 5-a când am ieșit de pe, pământ. Adică nu-mi vine să cred. Cine s-a așteptat la așa ceva? Eu mă gândeam că pot să duc undeva în 200-300 de cai. Deci mașina e genială, merită să o probați. Să o, faceți, să o modificați, să faceți de curțe cu ea. Pentru că e genială, chiar merită. Merită descărcată și să te joci cu ea dacă vrei o... Dacă vrei ceva, diferit. Eu zic că mașina merită foarte, foarte mult. Cam atât cu acest episod, îl lăsăm aici. Eu o să mă mai bucur puțin de, mașină, o să dau și o cursă cu ea. Sper că v-a plăcut clipulețul. Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like. Eu am fost Visio Game și până data viitoare v-am salutat.